banca, dacă ți se propune să lucrezi în același post, de exemplu la credite, și la banca X și la banca Y, pe care o alegi. Și atunci e bine să te informezi foarte amănunțit despre tot ce ți oferă fiecare bancă, mă rog, fiecare loc de muncă, și să folosești metoda lui Benjamin Franklin cu avantaje și dezavantaje, dar să iei în calcul absolut tot ce reprezintă acel loc de muncă, pornind de la salariul pe care îl primești, câte ore lucrezi, dacă există și avantaje extra salariu, că sunt unii care oferă acces la săli de fitness, Beneficii din alții, da, acestea bonuri de extra. masă, alții concediu, nu știu de care plătit. Deci sunt tot felul, chiar și faptul că este la o anumită distanță de locul tău de casă. După ce ai scris toate avantajele și toate dezavantajele, vrezi, părerea mea ar fi să te îndrepți către dezavantaje. Ce anume nu ți-ar conveni, dar sub nicio formă să ți se întâmple la noul loc de muncă. Pentru că, până la urmă, există două metode. Se numește, așa, simbolic, morcovul și bățul. Adică, către ce te îndrepți și ți-ai dori și de ce ai vrea să fugi. Depinde ce fel de persoană ești. Vrei să scapi de ceva și n-ai vrea sub nicio formă să întâlnești în viitor așa ceva, situația aia, sau îți dorești o anumită Lucruri. treabă să ți se întâmple. Și atunci ești mulțumit de avantajele alea? Da sau nu? E împăcat cu dezavantajele alea? Da sau nu? Și după ce ai văzut asta, deci asta aparține special de acel Benjamin Franklin, după aia poți să faci o adăugire și să vezi ce ai putea să schimbi dacă nu ești mulțumit, în cazul în care din una cele două variante nu ești mulțumit. Că s-ar putea să faci o combinație, nu știu, poate chiar când te duci la interviu să propui ceva. Poate că e foarte avantajos tot ce îți oferă un anumit job, dar nu te împaci cu o anumită chichiță de acolo, nu știu, ce nu-ți convine acolo. Și s-ar putea să obții acel ceva. Sunt și metode de genul ăsta, da? Trebuie să muncești un pic.